Salut! Bine ați venit la un nou hands-on! Sunt The Warlord și astăzi am să vă prezint un joc mai special, se numește Kung Fu Life. Îmi cer scuze pentru calitatea vocii din acest hands-on, dar veți vedea imediat despre ce e vorba și de ce nu am putut înregistra vocea în modul normal. Acesta este un demo, jocul a fost lansat deja pe PlayStation Network, folosește camera PlayStation Eye și se vinde la prețul de $15 sau 14 euro, ceva de genul acesta, pe PlayStation Network. Nu mai stau să intru în detalii, dar hai să dăm drumul jocului să vedem exact de ce se aude sunetul atât de prost. Iată-mă pe mine, salut, am un tricou de fanboy, da. Spuneam că jocul folosește camera PlayStation Eye și iată motivul. Eu voi fi practic pus în joc și cam toți cei care pot juca pot face același lucru. Trebuie să fiu cam la distanța asta și hai să calibrăm practic jocul. Va trebui să mă duc în partea stângă a ecranului și să fiu exact în poziția în care este indicat. Aha. Bun. Acum în partea dreaptă, făcând același lucru, și acum iar în partea stângă. E ok, am avut și neplăcerea de a juca în condiții mai proaste acest demo, dar pot să setez anumite chestii din meniu. Să fac imaginea ceva mai bună, să zic așa. Așa. Cred că e destul de ok, mă vede destul de bine. Trebuie să nu ies practic din o anumită zonă. O să las așa. Voi mai merge de la un capăt la celălalt pentru a curăța background-ul, așa a fost instruit. Și acum, asemenea Kinect, putem folosi diverse preseturi sau direct play. Povestea jocului este mai comic book-ish. Every city is full of adventures. In the shadows of the skyscrapers, another one. It's your first day at your new job. You are late. Deja zic bad. Deja sunt în joc. Acesta face poze pentru a le pune în aceste comic book strips. Și practic gameplay-ul va fi bazat pe luptă. Asta este un fel de Street Fighter cu tine acolo sau mai bine zis, un fel de Streets of Rage, Double Dragon-i thingy, doar că într-un ecran fix și nu te plimbi pe stradă ca să căluți. Și rolul principal găsește un comic book blestemat, care îl introduce în aceste benzi desfenate și primește puterea whatever. Acum salvează imaginea pe care l-ați văzut în comicuri pentru a le putea revizualiza după ce jucați. Și asta va face cu toate seturile de poze pe care le face joc. Și acum va fi un fel de training level thingy pe care nu o să-l explic în detaliu, voi trece peste bine. Iată-mă pe mine. Sunt în joc. Se vede foarte interesant cu zorcitor. Și iată primul anic, o să las gamepad-ul de jos. Să încerc să mă rup cu nivelul ăsta. Ce am făcut aici este o mișcare specială. Se cheamă Power Punch și o puteți vedea în partea dreaptă.
practic orice mișcare mai violentă, mai rapidă, poate să lovească adversarii. O să și sar. O să dai cu piciorul în orice direcție. Ai libertate de mișcare cât poate vedea camera PlayStation ai. Deci dacă ești din raza camerei, nu vei mai putea să joci, practic. Acest power punch este foarte folositor. Și deja am început să obosesc. Se poate efectua și o sentură pe spate, sărind și întinzând mâinile sus. Da, văd că a început chiar să apară ceva dubios. Tehnologia nu e perfectă, dar funcționează. Am văzut astfel de implementări, cum a fost cea din iPad, de exemplu, care funcționa mult mai prost și cu necesita o lumină mult mai bună pentru a funcționa în condiții asemănătoare. Și este probabil singurul joc de genul acesta care folosește o tehnologie asemănătoare cu cea din Kinect, pe care pot spune că sunt mândru că dau banii pe el. Momentan vă prezint versiunea demo, dar foarte curând o să mi-l cumpăr, pentru că nu știu, îmi place și vreau să văd restul de povestele după acest demo. Și am cam terminat primul nivel, nivelul introductiv. Să iau gamepad-ul. Așa. Avem stats. Dar gameplay 2034, a fost mai rapid ca data trecută. Continu. Și acum începe partea mai amuzantă. Pentru că... Ia să curățăm iar background-ul. Acum vom face poze pentru următorul comic book strip. Now it's time to pose for pictures that will appear in a comic book. Dar nu stau să văd tutorialul sau... Trebuie să te potrivești perfect sau cât mai bine... Imagine-o. Așa, și ultima. Bun. Ia să vedem ce a ieșit. Toate acestea sunt puse în diverse stripuri de benzi desenate. So, release. The nightmare is over. I know kung fu. You try to shake off the dream. Oh, she's golden couple. The feeling that something has changed. It felt so real. Weird. Good thing Lady Wei didn't catch me napping. It's already dark outside. You decide to call it a day. As you are closing the shop, something moves in the shadows. Spai că încă nu am lumină corespunzătoare jocului, că ai nevoie de 5 lumini. Is that your money we after? He doesn't even know the secret of this place. What? Look. Just as a stop, ceva mai departe ca să ies ca lumea imaginile. Și al doilea nivel și ultimul de lupte. Let's kick it. Literally. Come on. I wanna kick some thug's ass. Okay, I'm back. Acum suntem pe stradă și am învățat un power nou pe care nu știu dacă pot să vi-l demonstrez. Să stau într-un picior.
iasele. Nu? Deci stau ca o bază în drumul picior. Fiecare astfel de nivel poate să aibă 5 subniveluri. Se pare că poți interacționa cu mediul înconjurător. Ceea ce nu e rău în astfel de joc. Ajută la imersiune. Gamepad-ul deloc și am obosit maxim. Ah, și asta e sfârșitul demo-ului. Thank God că am obosit. Kung Fu Live, un joc foarte interesant pe care o să-l cumpăr cu siguranță de pe PlayStation Network. PlayStation Eye. Tu ești practic în joc, dar ai nevoie de o lumină foarte bună și să fii într-o condiție fizică excelentă. Vă mulțumesc pentru atenție, The Warlord signing out.